salutare! Bună dimineața! Suntem Placi Andreea sau Valize Vesele și astăzi începe aventura, nu? Da, astăzi eu... Acum am ajuns în aeroportul din București, în Otopeni și ne miram cât e de gol. Stați să vă arăt un pic. Toate porțile de check-in, intrarea e super, super gol. Da, oamenii sunt relaxați așa, nu? Da. Foarte da, puțin da, da. Cu măști. Asta da, da, puțin așa parcă te șochează. Cei care ați mai zburat de pe Otopeni știți ce era aici, cât era de aglomerat. Și acum e super, super gol. Plus că pe panoul de plecări, toate zborurile către și dinspre Italia sunt anulate. Vedeți aici toate zborurile către Italia sunt anulate toate. Noi astăzi unde plecăm? Plecăm în Asia, începem o aventură de câteva luni în Asia și astăzi plecăm spre Sri Lanka. Avem un zbor destul de lung. Ajungem da. Abia mâine dimineață la 8 ora locală. Avem două zboruri cu escală în Dubai. Sperăm să fie ok. Ia uitați. Da. Astea-s bagajele noastre. Aici avem mai mult, nici mai puțin de 13 kg, iar aici, nici mai mult, nici mai puțin de câte? 18 acum, sigur. Da, se vede că e mai mare. Salut! Drumul la revedere. Mulțumesc! Acum dau drumul la băieți. În sfârșit, am reușit, am trecut de prima etapă. Da, cu o întârziere de 2 ore 20, cam așa. Acum ne îmbarcăm pentru zborul spre Dubai. Andreea, ești pregătită? Mai mult ca oricând? Mai mult ca oricând. Era și cază, nu? Da. Hai să vedem ce aventuri ne mai așteaptă. Pa, pa. Din Sri Lanka. Am ajuns ieri dimineață pe la 8 ora locală, am aterizat. Da, cam așa. Dar n-am mai apucat ieri să filmăm nimic pentru că eram foarte obosit după zborurile de până aici. Și am ieșit puțin pe aici, am explorat zona și o să mergem astăzi să vă arătăm plaja și Negombo. O să explorăm puțin toată zona Negombo. Dar până atunci o să vă povestim drumul nostru de până aici. Așa, acum asta mai bine. Da, deci am plecat pe cât? Pe 10 martie? 9 martie. Nu. Așa, 9 martie din București la ora 2. Da. Am avut o întârziere de 2 ore. Am zburat cu Fly Dubai până în Dubai. Acolo... Am făcut scală de 3 ore în total. Da, 2-3 ore am stat în Dubai. Și de acolo am venit cu Emirates până în capitala de aici din Sri Lanka, în Colombo. Mai exact, aeroportul e undeva între Negombo și Colombo. Noi acum suntem în Negombo. E o stațiune turistică. Cu puțin turiști în momentul de da, față. Momentan sunt chiar puțin turiști, dar e foarte frumos. Da, e chiar bine. Suntem cazați la o pensiune, la un guest house, cum îi spune ei aici. Da, stăm cu o familie de aici și... Da. Mâncăm cu ei, e destul de interesant. Da, ei stau jos la parter. Zborul din Dubai până în Colombo la fel a durat aproape 4 ore. Dar doar că a fost zbor de noapte. Am plecat ora locală 2:30 din Dubai, ora locală în Dubai, și am aterizat aici la ora locală 8:20 era. Da, 8 dimineața. Da. Da. Și ieri am fost destul de obosiți, n-am mai filmat nimic, doar am ieșit puțin la plajă, am mâncat și aseară la 8 am adormit.
Bun. Cum ne-am luat viza pentru Sri Lanka? Pentru că nu ai nevoie de viza atunci când vii în Sri Lanka. E o procedură destul de simplă. Da, înainte cu o săptămână am aplicat pe site-ul lor. Guvernul srilankez are un site. O să punem link-ul în descriere. Da, lăsăm link-ul în descriere, aplici acolo, spui cât stai, ai niște detalii din pașaport, de fapt. Ok, după care pe sporul dinspre Dubai spre Colombo s-au împărțit două formulare. Unul a fost pentru COVID-19, o declarație prin care îți asumi faptul că nu ai vizitat țări care momentan sunt în carantină sau în care sunt probleme mari, cum ar fi Italia, Corea de Sud, Iran și China. Ok, și celălalt e la fel pentru viză, un formular mult mai scurt față de cel pe care îl completezi online. Cam aceleași date din formularul online, doar că nu, centralizate mai bine. Da. Ok, și cât credeți că ne-a costat viza pentru Sri Lanka? Surpriză! Nimic. Da. Nu ne-a costat nimic și noi am fost surprinși pentru că știam că se plătește o taxă de 30 de dolari de persoană. Dar la completarea formularului online am avut surpriza plăcută să aflăm că nu se mai plătește taxa respectivă. Nu știu exact care e momentan explicația. Poate, da, poate că e gratuit pentru o perioadă de timp. Nu știu, ideea este că noi ne-am bucurat foarte tare când am văzut asta. Da. Ok. Mergi destul de repede acolo. Stai. Cât? Da, pe aeroport când ajungi sunt ghișee la care mergi, îți verifică formularul acela micuț pentru viză și îți aplică viza în pașaport. Nu ne-au întrebat nimic, absolut nimic. În mod normal îți trebuie bilet de ieșire din țară. Singura dată când am fost întrebat de biletul de ieșire a fost pe București, la București, în momentul în care am mers să lăsăm bagajul de cală. Dar nu ne-a cerut nimeni, doar ne-a întrebat, aveți bilet de ieșire? Avem bilet de ieșire. Și aici nu ne-a mai întrebat nimeni. Și ne-a mai întrebat nicăieri, da. A fost ok. Nu, n-am stat mult timp acolo pentru obținerea vizei, chiar am mers repede. Da, după am ieșit din terminal, ne-am luat bagajul de cală, ne-am cumpărat cartelă de internet, internet și număr. 15 giga de mobile data, 35 de lei. 35 de lei de persoană. O lună, da. Și avem un trafic de 15 giga. Da. Eu zic că e decent. Da. Apoi am scos bani de la un bancomat. Am căutat puțin pe internet și am văzut că au banca cea mai celebră lor, cumva, e deținută de stat, se numește BOC. Da. Și am scos de la un bancomat de al lor bani cash. Am folosit Revolut. Exact. N-am fost comisionați cu absolut nimic, deci a fost ok. N-am fost nicio comisioană. Dar și la cartele am putut plăti cardul. Da. Tot Revolut. Fără comisioane, fără nimic. Deci, până acum Revolutul e chiar super ok. Da. După care am încercat să ne obișnuim cu temperatura și cu mezeala ieri toată ziua. Și cu oboseala acumulată. A fost... Da, și de la, încă o chestie tehnică, de la aeroport până la cazare, am folosit o aplicație, un fel de Uber, Bolt, Grab, se numește Pick Me și au fost 15 km, 17 lei. De ce? Ceea ce e super ok, o mașină aproape nouă, șofer super drăguț. Da. Da. Cam astea sunt detaliile tehnice. Da, noi... o să mergem astăzi să explorăm un pic mai mult zona, să vedem plaja care e frumoasă, chiar frumoasă. Da. Și... ne revedem cu următorul video. Încercăm să vă arătăm ceva mai local de aici și vedem dacă ne iese. Da. Pa, pa!